Cei trei paznici ai liceului Toma Socolescu din Ploiești, acolo unde o elevă de 16 ani a fost bătută chiar în incinta unității, vor fi sancționați administrativ. Conducerea inspectoratului școlar susține că întregul incident ar fi putut fi evitat dacă aceștia erau mai vigilenți. Eleva a necesitat internare în spital după ce patru tineri care au sărit gardul liceului au lovit-o cu pumnii și picioarele în cap și în burtă. Din cercetările jandarmilor s-a ajuns la concluzia că atacatorii erau foști colegi de-ai victimei, elev la liceul de unde aceasta se transferase. Atât știu că în momentul în care a venit în liceul nostru, părinții au vrut să o rupă de un grup de elevi care o deranjau. Poate și pentru că este mai cu minte decât alții, este foarte posibil să se fie ajuns la această situație. Fată cu minte la locul ei, deci chiar nu am rămas șocat efectiv de incidentul respectiv. A venit cu primele note de dincolo, în principiu este un elev, să spun, la modul mediu, nu excelent, ca să nu, dar a venit cu note destul de bune. Adică și... Inspectoratul școlar recomandă directorului liceului Toma Socolescu sancționarea administrativă a pasnicilor. Pătrunderea în incintă fără ca ei să observe, denotă, să spunem, unele minusuri în asigurarea pazei pentru un climat normal, firesc. Eleva agresată a stat internată în secția chirurgie, dar luni va putea reveni la școală. Cei patru agresori, tineri cu vârste cuprinse între 17 și 20 de ani, sunt cercetați acum pentru loviri și alte violențe.